Astăzi eu am alături de mine pe Andreea, bună. Bună. Kinetoterapeut și specialist în cursuri de prim ajutor de la Centrul ProMama, care ne va arăta câteva tehnici de pentru un nec, cum să prevenim înnecarea bebelușului sau să avem grijă de el. Bun, o să vorbim despre obstrucția căilor aeriene, așa numim noi și cum salutăm pe bebelușul să treacă de această stare. Obstrucția căilor aeriene poate fi de două tipuri. O obstrucție ușoară, în care bebelușul plânge ușor, dar simțim că nu poate să tragă aer. Se întâmplă destul de des și în cazul sugarului mic, care doar mănâncă lichide, dar se întâmplă și după introducerea solidelor. Bebelușul plânge ușor, dar se pare că nu reușește să tragă aer. Prima imediată mișcare pe care o facem este să ducem bebelușul cu capul în jos. Îl batem ușor într-o omoplat, ridicăm ușor, iar ridicăm, îl batem într-o omoplat, îl ridicăm. Da? Până când vedem că bebelușul își revine la stare, poate să respire sau, în cazul bebelușului foarte mic, plânge continuu. Asta este, de fapt, o situație bună, să spunem așa. În cazul copilului care se neacă foarte grav, și asta după ce se întâmplă în cazul copilor care deja bagă tot felul, mănâncă sau bagă tot felul de jucărele sau obiecte mici în guriță, copilul nu mai poate scoate niciun sunet. Are o stare de panică, se rușește foarte tare la față, vedem că nu reușește nici măcar să vocalizeze o stare de țipă sau orice lucru care să ne dea seama că s-a necat. De data asta punem bebelușul de o parte și de alta de brațele, da? Îl ținem de mandibulă și îl sprijinim, ne sprijinim antebrațul pe picior. Vom face 5 compresii, 5 bătăi pe, între omoplați. 1, 2, 3, 4, 5. Ridicăm copilul destul de dure, da, deci nu sunt ca cele dinainte, nu le mângâiem. După care ne uităm în guriță cu poziția corpului în lateral, că dacă ajunge ceva în guriță să reușească să scurgă sau să reușească să-i cadă din guriță, dacă nu îl ajutăm, nu putem. Dacă nu vedem nimic, continuăm cu 5 compresii pe stern. 1, 2, 3, 4, 5. Deci compresiile să fie pe rebord, pe stern, da? Pe ceva dur, nu să fie sub. Și capul trebuie să fie așa, capul tot așa, așa? Cu capul în jos, cu gravitație, da? Nu la orizontală, în poziția asta, deci cu capul în jos, da? La fel și prima poziție, după care repetăm. 1, 2, 3, 4, 5. Ne uităm, verificăm, nu vedem nimic, continuăm. 1, 2, 3, 4, 5. Continuăm manevra până când copilul începe iar să respire, da, afară ceea ce s-a întâmplat, da, până o situație destul de mare, dar abia înseamnă că am făcut pe leșină. Dar în momentul în care obstrucția deja vedem că este destul de gravă, până mâna pe telefon și sună 112. Deci nu în cazul aceea în care plânge, după care stă un pic, că nu poate să tragă aer, iar și plânge, ai o obstrucție ușoară. Da? Cam după câte manevre mi-aș fi dat seama că nu pot să-i scot eu... Păi, în general, cam după ce le manevrează potențele de câte minute, deci după 3 minute, dacă bebelușul nu reușește să scoată, apare starea de leșină. Deci, clar, oxigenarea creierului nu se întâmplă, deci este o situație destul de gravă. Ok. Am înțeles. Mulțumesc pentru informații. Mulțumesc și partenerului Bioderma, care ne-a ajutat să obținem aceste informații. Și vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit și lui Bebe că a fost cu minte cât de cât. Și ne vedem în continuare pe site, pe Facebook, pe Instagram și pe YouTube. Bebe, te iubesc! V-am pupat!